Hristos a înviat! Bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Magazin Folcloric. Andreea nu este cu mine și vă spun de ce. Eu m-am pornit deja la drum. Ne vom întâlni cu Andreea la finalul emisiunii ca să vedem ce am făcut astăzi, însă pot să vă spun atât. Eu m-am pornit la drum să mă reîntâlnesc cu un drag prieten la Suceava de data aceasta. Ne vom întâlni cu Paul Torac, cel care a lansat o nouă carte. Este un tânăr extraordinar. Nu vreau să vă spun mai multe. Vi-l aduceți aminte din emisiunile noastre în ceea ce privește cultura huțulă. El asta încearcă și își dorește foarte mult să promoveze cultura și tradiția huțulă. Iar la Suceava a avut loc lansarea celei de-a treia cărți din ceea ce el își dorește să facă pentru dumneavoastră. Nu vă zic mai multe. Mergem la Suceava să vedem și să descoperim cartea Tezaur Huțul. Ce se află în albumul acesta înseamnă valoare certă. Esențialul este să acordăm autorului, lui Paul Torac, laudele cuvenite de drept și de fapt, pentru că s-a orientat în cercetarea sa. În primul rând că a acordat un timp suficient acestei cercetări în lumea în care trăiește, Vrodina vorbesc, mă refer, și nu numai acolo. Să acordăm prețuirea familiei Torac în general pentru tot ceea ce a creat, pentru muzeul care l-are familia aceasta, pentru că o colecție muzeală se face cu greu. Trăim niște timpuri care nu ne avantajează din acest punct de vedere. În mod categoric, aceste obiecte ne conferă pe bună dreptate o identitate a noastră, a românilor, pentru care trebuie să fim mândri. Și vă spune un om care a mai mers prin lumea asta largă, am ieșit de la toate congresele, m-am întors cu o satisfacție deosebită, nu m-am întrebat nimeni de industria românilor, nu m-am întrebat de alte aspecte, dar au rămas încântați de zestrea noastră spirituală. Referitoare la întâlnirea cu Paul Torac, când a venit la mine, să spun câteva cuvinte despre tot ce a adunat și se află în acest volum. Eu m-am uitat și am spus, da, o să scriu ceea ce consider eu, ceea ce pot eu să scriu. Și ca atare am scris ceea ce am vrut să scriu și să comunic la începutul volumului acestuia. Trebuie să știți că eu am cunoscut familia Torac, mama, doamna viceprimară acum, este pe aici pe lângă noi și o salut. Pe Paul l-am cunoscut alături de sora dumnealui, frumoasa noastră colegă, nu știu pe unde este, dar se vede, indiferent unde este, e remarcată imediat, iată acolo. Am cunoscut-o cu ani și ani de zile în urmă, doamnelor și domnilor, cu cernici părinți, la tot felul de întâlniri de specialitate, când familia Torac se prezenta cu creații meritorii din domeniul artei populare tradiționale românești, Bucovina face parte, să înțelege, și la fel când mă refer și la specificul acesta la care se referă și publicația de acum, Tezaurul Huțul. I-am cunoscut cu mare bucurie și satisfacție ca fiind niște oameni, așa cum spun eu când mă adresez, celor care reușesc să creeze obiecte de valoare în domeniile noastre ale creației populare tradiționale românești. Eu spun întotdeauna, când mă refer la acești oameni, că Dumnezeu i-a înzestrat cu mâini de aur. Bineînțeles, este o exprimare metaforică prin care eu caut întotdeauna să accentuez faptul că Dumnezeu i-a înzestrat cu un har deosebit. Acest har deosebit l-am remarcat de la prima întâlnire cu membrii familiei Torac. Cei care au prezentat în întâlnirile noastre de specialitate
colecții deosebit de valoroase, colecții care includeau piese de port de o mare valoare, documentar, aș putea spune eu, colecții care cuprindeau, în afară de piese de port, aspecte ce țin mai mult de interiorul casei tradiționale românești, textile de interior, extrem de valoroase. Vreau să vă spun că arta noastră tradițională, că tot ceea ce a cuprins Paul Torac, alături de alți autori, în niște publicații meritorii, nu fac decât să ne aducă pe drept cuvânt o considerație deosebită în lumea aceasta mare și plină de atâtea capcane pe care le cunoașteți și dumneavoastră. O zi de mare bucurie la Centrul Eparhial Suceava, astăzi 14 martie, anul Mântuirii 2023, pentru că s-a adus în lumină lansarea unui album fotoetnografic semnat de domnul Petru Paul Torac. În contextul anului cultural 2023, legiferat de către Parlamentul României ca fiind anul cultural Ciprian Porumbescu și Dimitrie Cantemir, ne bucurăm de buna colaborare cu Consiliul Județean Suceava, care a făcut posibilă elaborarea și editarea acestui album, semnat de tânărul etnolog Petru Paul Torac. O zi de bucurie și pentru faptul că s-au adus în atenția noastră a tuturor, a celor prezenți, dar și a celor care cu siguranță vor răsfoi acest album, tradițiile nepieritoare ale unei etnii de mult uitată de unii, și anume etnia Huțulă. Etnia Huțulă fiind una dintre cele 12 etnii ale spațiului bucovinean. Ne bucurăm că am avut și binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru a se lansa acest album fotoetnografic la Centrul Eparhial Suceava, în sala Pimen Arhiepiscopul. Centrul Eparhial Suceava întotdeauna arătându-se interesat de viața culturală a eparhiei, dar și a frumoasei și dulcei Bucovine. Ne bucurăm că în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, prin hotărârea permanenței Consiliului Eparhial, a acordat astăzi cel mai înalt ordin eparhial, și anume Crucea Bucovinei, doamnei etnolog Angela Olauru, profesor cu renume din urbea Iașilor, dar și autorului acestui album intitulat Tezaurul Țul, domnului Petru Paul Torac. Ordinul Crucea Bucovinei este un semn de recunoștință și de recunoaștere a meritelor acestor două nume importante pentru viața noastră, tradițională, folclorică și nu numai, doamna profesor Angela Olaru, recunoscută ca fiind o iubitoare de tradiții, și mai ales autorul de acestui album, domnului Petru Paul Torac, deși tânăr fiind, iată, în această lume afundată în mediocritate de cele mai multe ori, a scos la lumină tradițiile nepieritoare ale satului Huțul de odinioară. Ne dorim ca bunul Dumnezeu să îi ocrotească, să le dea putere în a realiza cât mai multe idealuri frumoase despre satul românesc, despre tezaurul Huțul, și Centrul Eparhial Suceava rămâne recunoscător pentru această zi inițiată în colaborare cu Consiliul Județean Suceava. Pe lângă personalitățile aflate în sală, ne bucurăm, iată, să o avem alături și pe doamna Elena Torac, cea care este și a fost numită astăzi toată ziua autoarea autorului, adică este mama lui Petru Paul Torac, și ne bucurăm tare mult și vă felicităm pentru Feciorul Lumină, așa cum s-a spus, care este din Părinți Soare, pentru munca pe care a făcut-o și pentru rezultatele pe care, iată, astăzi le-a prezentat atât de frumos. Mulțumesc frumos pentru felicitări. Eu mă bucur în primul rând că sunt în viață să particip la asemenea evenimente, dar, așa cum se spune la noi în Bucovina, sunt tare fudulă, că am predat ștafeta și n-am predat-o de tot. Cui trebuie? Adică așa un fecior care e foarte atent la toate detaliile, cum să zic, transmit, eu am transmis în generații, dar și el transmite în jur. Și nu s-au uitat doar în ograda noastră ce se întâmplă în familie, adică vis-a-vis de obiceiuri, tradiții, meșteșug. I-a plăcut să meargă în sat la femeile bătrâne, lăzile de zestre adevărate, de unde a aflat multe secrete, în ghilimele,
din tainele înconderii ouălor, din tainele țesutului, a olăritului, a prelucrării lemnului și nu numai asta, rânduiala de zi cu zi, cum spuneau bunicile noastre, rânduiala cum să trăiești într-o zi, ca să ai timp să-ți faci de toate. Doamna Elena Turac, o cunoașteți deja pentru că a fost alături de noi în cadrul emisiunilor Magazin Folcloric, am poposit chiar acasă la dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați făcut câteva ediții de poveste. Meșter popular renumit în taina înconderii ouălor și ne bucurăm foarte mult că am reușit să le arătăm tinerilor că la Brodina este o adevărată școală de încondeiat ouă. Mulțumim și noi și iată că s-a împlinit o povață și un îndemn al bunicii mele. Bunica spunea așa, că dacă orașul nu vine la sat, să-ți iei tu trestuța cu toate ale tale și să te duci tu la oraș. Ori de data asta s-a întâmplat să veniți voi la mine. Iar eu, ca meșter popular, am datoria sfântă de a transmite, așa cum am preluat de la bunici, obiceiurile, meșteșugul, cu toate tainele și să nu devalorizăm, să nu deșânțăm, cum spunem noi aici în Bucovina, să transmitem exact autentic, să nu facem loc chiciului nici pe ouăle încondeiate. Ca să dau un exemplu, să nu-l facem bronzate sau cine știe cu bronz sau altceva, să respectăm canoanele tradiționale. Nici în țesut, nici în cusut, nici în portul popular, mai ales, chiar zilele acestea am discutat cu un cadru didactic, că ar trebui noi meșterii și cunoscători în tradiții să ne adunăm cu cadrele didactice, să le povestim cum trebuie purtat și îmbrăcat costumul popular, fără mărgele de la Pandora sau fără Adidas, chiar nu au voie. Noi știm așa, opinci costumul complet, autentic, opinci nojițele la copil de 3 metri, la femeie de 5 metri, la bărbat de 7 metri. Sunt canoare care trebuie respectate și dacă nu știu, noi avem datoria de a-i învăța, de a-i face să cunoască măcar asta. Pentru că dacă ne gândim că hainele marelor case de modă se demodează anul viitor, nu mai sunt la modă, costumul popular, cămașa, cu cât este mai veche, cu atât este mai valoroasă. Eu am avut bucuria să aud despre Huțul și să vizitez zona prin intermediul profesorului Dumitru Șandu, fiii Țărâna Ușoară, conducătorul meu de doctorate, bucovinean, care mi-a vorbit despre această zonă în momentul în care studiam despre teza de doctorat care e legată de emergența comunismului în România, dar am găsit chestiuni legate și de această zonă și încet, încet am început să ascult din folclorul Huțulilor, cu domnul Șandru nopți întregi venind la straja îmi povestea despre istoria acestui neam și mi-am dat seama că sunt de fapt un fel de muntenegreni de-ai noștri, da? Cum sunt, știți că în fosta Iugoslavie, zona de sud era Muntenegru, oamenii muntelui, cam așa sunt Huțulii. Iar ceea ce a reușit să facă Petru Paul Torac este o chestiune absolut extraordinară. Aș vrea doar să-l felicit pe Paul, să-i promit că îl voi susține pentru premiul Academiei Oamenilor de Știință, pentru premiul Cantemir, pentru că meriți acest lucru. Să felicit editura care a scos această carte în condiții grafice absolut excepționale și sigur sponsorul, Consiliul Județean, care a făcut un lucru grozav. Felicitări, Paul, felicitări și Arhiepiscopiei pentru excelenta ideea de a lansa această carte astăzi aici și vă mulțumesc tuturor. O bucurie a spiritului, o carte mult așteptată, pentru că autorul ne-a obișnuit cu astfel de bucurii spirituale în fiecare an aproape și întrucât am făcut parte din colectivul Centrului Cultural Bucovina, care ne-am ocupat nemijlocit de proiectul acestei apariții editoriale, nu pot decât să am și o satisfacție că am fost o micuță rotiță în acest angrenaj minunat. A fost într-adevăr o zi plină de emoții, pentru că formatul de lux al acestei cărți creează și emoție, ne vorbește prin imagini despre istoria acestui loc binecuvântat al țării, Bucovina. Pe de altă parte, ne dă și multe idei pentru niște discuții ulterioare. Este o strădanie încununată de succes a lui Paul Torac și îi doresc din tot sufletul meu mult succes pe mai departe și ție, dragă prietene, slujitor al
patrimoniului românesc prin emisiunile pe care le întocmești cu colegii de la televiziunea sufletelor noastre, Trinitas TV. Vă doresc mult succes și nu vă opriți niciodată, pentru că dacă stăm, ne stă norocul. Îi mulțumim lui Petru Paul Torac pentru invitație. Vin din partea Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Iași. Ne-am bucurat să fim alături astăzi cu multe centre din țară la lansarea deja acelui al treilea lucrări a lui Paul. De data asta un album etnografic foarte, foarte bine studiat, cu piese foarte interesante. Mă bucur să recunosc că o selecție din cele mai bune piese a lui Paul au fost publicate în acest album. Cu toții vă îndemnăm același lucru, în primul și în primul rând, să veniți la Brodina, să vedeți colecția, să vedeți aceste piese prezentate astăzi în album, să le vedeți așa cum sunt ele în mediul lor genuin. Bună ziua, mă bucur că am putut ajunge astăzi. Noi am venit din Vrancea, de la Focșani, de la Centrul Cultural Vrancea. Mă bucur că am putut să fim alături de Paul. Mulțumesc pentru că am primit invitația de a fi alături de Paul. Mulțumesc și colegei mele, Cătălina. A fost un eveniment foarte, foarte plăcut. Am fost plăcut surprins de atmosferă și de numărul foarte mare de oameni, de prieteni ai lui Paul. Pentru mine este în primul rând o premieră și o onoare să mă aflu aici în Suceava și îl felicit din suflet pe Paul pentru volumul lansat. Abia aștept să îi răsfoiesc și totodată să-i citesc cartea, întrucât cu siguranță este încărcată cu tradiție și poveste. Ne bucurăm foarte mult că Centrul Cultural Vrancea a putut să fie alături de Paul în această zi minunată. Mulțumim, domnule profesor, pentru cuvântul transmis și îngăduiți-mi să o luați ca pe un sfat, nu poruncă, mai ales că tânărul Paul Torac este îndrăgostit de tradițiile, de etnia din care face parte, știut fiind faptul că urmează acum și un ciclu de studii masterale în folclor, de ce nu? Poate l-acceptați la doctorat cu o istorie, cu o lucrare, istoria huțulilor. Acum trebuie să dăm din casă. Aseară i-am propus deja acest lucru, așa că invitația a fost lansată. Și sigur m-ar bucura să avem o istorie a huțulilor făcută la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și cred că în momentul de față Paul este vocea cea mai autorizată. Mulțumim. Urmează să-i dăm cuvântul domnului conferențiar universitar doctor Călin Horia Bârleanu, un apropiat al etniei huțule, un apropiat de-al domnului Paul Torac, un apropiat de-al arhiepiscopiei, pentru că nu este prima dată când se află la manifestare, la o manifestare culturală, educativă, aici la noi, la arhiepiscopie. A primit și recunoaștere din partea Arhiepiscopiei și un alt preasfințitul ține foarte mult la oamenii de aici din Bucovina pentru lucrul frumos pe care îl întreprind. Iată, unul din acești oameni este și domnul profesor Călin Horia Bârleanu de la Facultatea de Litere, de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și vă mulțumim pentru răspunsul afirmativ la invitația adresată și vă rugăm să ne împărtășiți și dumneavoastră câteva gânduri. Câteva vor fi. Mulțumesc, părinte consilier, mă onorează invitația, cuvintele dumneavoastră, preacucernici părinți, stimați membri ai prezidiului, dragă Paul, dragi colegi, dacă îmi permiteți, pentru că văd foarte mulți profesori în sală, stimați invitați, cu un sentiment de onoare și de modestie. Sunt astăzi în fața dumneavoastră să vorbesc despre al doilea pas pe care familia Torac, prin vârf de lance Paul Torac, îl face spre o veritabilă enciclopedie. Este al doilea pas pentru că greul de aici urmează. Este o enciclopedie care vorbește despre ce înseamnă stăpânirea asupra elementelor. Nu e doar lemn, nu e doar pânză, nu e doar coaja oului, nu e doar metal. Se intră în stăpânirea elementului și în felul ăsta, de fapt, se scrie un testament, pentru că vorbim despre simboluri și arhetipuri. Și așa cum foarte corect a spus, și dacă îmi permiteți să mă refer, la felul în care ați evocat vizita dumneavoastră la cel mai mare muzeu mexican, când suntem și utilizăm sau suntem în proximitatea simbolului sau suntem în proximitatea arhetipului, de fapt și de drept,
Noi vorbim pentru toate limbile. Evident, există o zonă extrem de generoasă de suprapunere, că vorbim pe motive, că vorbim pe simboluri și așa mai departe. Vorbim nu doar despre stăpânirea elementelor prin urmare, vorbim despre o veritabilă scriere, că este pe lemn, că este pe ou, că este pe pânză. Înscriem un testament și facem, de fapt, un crez. Sau afirmăm. Sigur că da, sigur că da. Paul Torac reușește așadar, prin tezaur Huțul, să scrie un asemenea testament. Cert este că nu e suficient să răsfoim albumul, lucrarea. Nu e suficient să o punem în raft și din când în când să o arătăm ca pe o operă de artă, ca pe o capodoperă pe care o ținem în casă. De fapt și de drept, a înmulțit talentul sau mâinile de aur care au lucrat tot ce se poate regăsi în această lucrare, da, în această capodoperă. Mâinile de aur sunt toate cele care înmulțesc talentul, sunt toate cele care se țin ocupate, în sensul tradițional și evident cu conotații veritabil spirituale. Paul Torac este un păstrător, este un foarte bun comunicator. Mă bucur să aud că încet și foarte sigur își construiește și o carieră științifică pe această direcție. Era un pas veritabil, până la urmă, firesc, pe care trebuia să-l facă. Încă o dată mă simt onorat să particip alături de familia Torac, de câte ori are loc un simpozion, de câte ori se organizează la Brodina, la Vicov, conferințe în plan local, chiar național, pe teme specifice în tradiției culturii. Mă onorează prietenia părintelui consilier Constantin Oprea, încerc să răspund afirmativ de fiecare dată și închei constatând, îndemnând mai degrabă la promovarea planului tradițional, la promovarea tuturor simbolurilor și arhetipurilor culturale pe care le putem identifica și despre care ar fi extrem de interesant de vorbit practic la nesfârșit, pe care le putem vedea în tezaur Huțul. Promovarea e simplu. Să încercăm să cunoaștem mai bine, să fim cercetători mai buni, cercetători mai riguroși, chiar și noi singuri acasă, cu copiii, în familie. Studiul formal e cât se poate de important, dar rămâne important dialogul pe marginea simbolurilor, pe marginea tuturor arhetipurilor pe care s-ar putea să nu le înțelegem întotdeauna, să încercăm așadar să explorăm, să încercăm așadar să cunoaștem în profunzime toate lucrurile pe care le vedem și pe care le înțelegem uneori parțial. Componenta manifestă și latentă, care este cât se poate de vizibilă în tezaur Huțul, adunat, scris de Paul Torac, cred că cere un studiu, pentru că orice simbol pe care noi îl percepem, să luăm un motiv geometric și pe care nu-l înțelegem, are o componentă latentă care cere formare, care cere interpretare sau travaliu analitic. N-aș vrea să mă lungesc, mă onorează, felicitări, Paul, pentru acest efort, pentru această reușită. Mă simt onorat să fiu alături de tine la acest moment festiv. Un eveniment superb, care din păcate genul de evenimente, de lansări de carte care țin foarte mult de colecțiile etnografice, muzeale sau particulare sunt din ce în ce mai rare și este păcat că nu se fac mai des sau nu se cercetează mai mult. Tu știi foarte bine cât de mult ne dorim noi să scoatem la suprafață piesele astea de patrimoniu, de tezaur, din colecții private, în primul rând, pentru că sunt atât de multe minunății care zac în lăzi de zestre, zac în sate și ceea ce face familia Torac, cu Paul, bineînțeles, omul lumină, omul stea, cum a zis el, ceea ce fac ei este de lăudat, este o acțiune care ar trebui făcută la nivel local, poate, de mai multe persoane, de mai multe familii, să achiziționeze piese și să le scoată, bineînțeles, la suprafață. Trebuie să avem astfel de albume în biblioteca noastră, în bibliotecile universitare, muzeale și așa mai departe, pentru că este extrem de important să putem să deschidem așa paginile și să descoperim acolo o lume uitată, din păcate, dar o lume care, dacă cercetăm mai mult, cum au spus și Sfinții Părinți, cred că putem să pășim așa ușor în lumea satului de odinioară. Domnilor și domnilor, ne aflăm aici în Bucovina alături de doamna Angela Paveliuc Olariu și ne este mare, mare, mare bucuria de a vă întâlni și de a vă cunoaște. Și eu mă bucur în aceeași măsură, eu te știam,
și toată lumea te știe de la televiziune, se înțelege, dar bucuria este mai mare pentru că pot să discut direct cu tine, puiule. Vreau să vă întreb despre ce s-a întâmplat astăzi, cum v-ați simțit aici alături de Paul Torac și câteva dintre impresiile dumneavoastră. Astăzi a fost pentru mine un moment cu totul special. În primul rând, a trebuit să prezint albumul Tezaur Huțul, autor Paul Torac, pe care îl cunosc de multă vreme și îl apreciez pentru strădania lui de a conserva împreună cu toată familia, nota bene, cu mama, cu sora, obiecte de mare valoare, mă refer la patrimoniu care se cuprinde exponate din toate domeniile creației populare tradiționale. Am venit cu multă plăcere să prezint acest album, dar a fost un moment de mare, mare emoție pentru mine ca persoană, pentru că nu știu de unde s-a știut de ziua de 30 martie, mi s-a cântat și la mulți ani, mai mult decât atâta, înalt preasfințitul calinic mi-a oferit o diplomă care mă onorează, pe care o să o duc cu multă grijă la Iași și cu multă recunoștință în suflet pentru ceea ce mi s-a oferit. Nu pot să neg, ce vă spun dumneavoastră, ca să se cunoască, atmosfera minunată existentă în sala aceasta în timpul acestei festivități închinată unui tânăr care consacră cercetării etnografice o bună parte din timpul lui și nu este un lucru de neglijat în zilele noastre când și tradițiile și obiceiurile dispar, poate într-un ritm care ne deranjează pe toți. Nu mai spun, bucuria mare este că ne-am cunoscut și sublinez lucrul acesta și la fel adresez o invitație dumneavoastră să poposiți și la noi la Iași, că o să găsiți aspecte interesante care merită să fie cunoscute de lumea din România, din întreaga țară, să zicem. Vom poposi cu mare drag la Iași, dar până atunci vreau să vă felicit din toată inima pentru distincția pe care ați primit-o, cea mai înaltă distincție oferită unui mirian, Crucea Bucovinei, iată într-un cadru atât de frumos aici, la Suceava, și vreau să vă smulg o promisiune că ne vom revedea în cadrul emisiunii Magazin Folcloric. Categoric și te aștept cu toată dragostea, pentru că avem lucruri deosebit de interesante, nu numai eu ca etnograf, dar în general și activitatea Societății Femeilor Ortodoxe din a doamnelor din Iași merită să fie surprinsă de dumneavoastră, dragii mei prieteni. Aș vrea să amintesc, să aduc în atenția dumneavoastră tuturor, oarecum ceea ce spuneați, mulți din cei din generația de astăzi, și mi-asum ceea ce spun, văd în aceste tradiții sau moșteniri de odinioară ca fiind pentru noi un mediu retrograd. Dar trebuie să vedem că prin aceste tradiții sau prin toate lucrurile bune pe care le-am moștenit de la înaintașii noștri, ar trebui să le vedem într-o dimensiune profundă a valorilor acestea certe, cum spunea și doamna Angela, și mai ales trebuie să le privim printr-un dinamism aparte pe care trebuie să îl gustăm. În cele ce urmează, dorim să-i dăm cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, domnului Nicolae Barbă, și ne bucurăm că este în mijlocul nostru, alături de doamna Irina Vasălciuc, administrator public al județului. Mulțumim pentru parteneriatele frumoase pe care le avem între Arhiepiscopie și Consiliul Județean Suceava și ne bucurăm și noi ca biserică de aici din Bucovina de faptul că susțineți și promovați valorile, tradițiile acestea ale etniei huțule și ne bucurăm că ați găsit parte financiară în a susține acest album fotoetnografic atât de valoros pentru Bucovina noastră dragă. Vă rugăm, domnule vicepreședinte. Ce vreau să spun este că acest volum vine practic natural, dacă este să ținem cont de ce se întâmplă în Bucovina în ultima perioadă, și anume faptul că tradiția este la ea acasă, iar dacă este să vorbim despre minorități, aici Bucovina este numită adeseori o Europa în miniatură, pentru că
cel puțin 12 minorități se regăsesc în recensământ. Acest volum este apreciat și eu îl apreciez și prin prisma faptului ceea ce înseamnă autorul. În primul rând, un tânăr. Mi-a fost totdeauna frică să nu ajungem în situația în care tinerii să plece în străinătate și satele să fie golite de averea cea mai de preț a Bucovinei, oamenii. Mă bucur să existe în familii tineri care duc mai departe tradiția. Și mergând la târgurile de promovare a Bucovinei, m-am bucurat să fie prezente pe lângă familia Torac și alți meșteri care veneau împreună cu copiii. Și întrebam, doamnă, cine vă mai ajută la încondeatul ouăle, la țesut, la... Păi, mă ajută soțul. Zic, bravo. Dar copiii? A, am uitat. Păi și copiii, bineînțeles. Uite, e lângă mine aici. Și extraordinar să vezi două sau trei generații, fiind la un loc, păstrătoare acestor tradiții. Prin urmare, vorbim aici de huțuli, dar și celelalte minorități sunt așteptate să conserve zestrea Bucovinei. Iar aici fie îmi permis să menționez faptul că pe lângă acest volum, Consiliul Județean prin Centrul Cultural, prin Muzeul Național al Bucovinei, an de an face acest lucru. Tezaurizează creația populară. Și în felul ăsta, practic, pune o temelie, o piatră de temelie importantă la ceea ce înseamnă identitatea neamului românesc pe acest tărâm. Vă mulțumesc, succes și încurajez pe toți să vă implicați în ceea ce înseamnă tradiția satului românesc. Pentru că aveam aici niște mențiuni făcute pe lângă capitole și era făcută o mențiune că întâi a fost satul și apoi au venit munții, apele, ca să se bucure de acest sat. Extraordinar, este o frază pe care o înserează, o preia Paul Torac și o pune în acest volum, care și mie mi-a plăcut foarte mult. Succes, Doamne ajută dumneavoastră, familiei și tuturor celor care au un gând bun cu privire la zestrea Bucovinei. Mă simt onorată că am avut astăzi bucuria de a participa la acest eveniment, un eveniment deosebit organizat de către Paul, Paula, părinții. Și dacă Paul a menționat anterior că un copil lumină are părinți soare, aș putea adăuga că are și o soră luceafăr și un frate la fel. Sunt extraordinari, am avut ocazia să lucrez cu ei atât pe plan cultural, dar în special aș dori să remarc aici activitatea de voluntariat. Paul s-a implicat alături de mine, alături de o echipă minunată, alături de organizații din Rădăuți, dar și din zonă, în suportul refugiaților care treceau vama din Ucraina exact în acele timpuri de restriște. Totul se întâmpla cu o rapiditate ieșită din comun, au fost situații pe care efectiv nu știam cum să le rezolvăm, însă Paul și Paula au fost alături de noi și aș dori să le mulțumesc în numele întregii comunități rădăuțene și nu numai, pentru toate eforturile pe care le-au făcut venind în sprijinul refugiaților din Ucraina, dar și a comunităților din care ei fac parte. Vă mulțumim pentru frumoasele intervenții și acum la finele acestor intervenții atât de consistente, dense, profunde, este și cazul să dăm cuvântul autorului acestei lucrări, acestui album, și anume domnului Petru Paul Torac, domnului Paul, așa cum îl știm cu toții, și să ne aducă un cuvânt din dragostea lui și din truda pe care a depus-o în făurirea acestui volum numit Tezaur Huțul. Nu voi vorbi foarte mult, voi lăsa albumul să vorbească. Vreau să îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că iată v-a adunat aici împreună să ne bucurăm de o frântură din frumusețea huțulilor, oamenii munților, misterioși și discreți, harnici, gospodari și credincioși. Pe parcursul anilor am frecventat o școală specială la Brodina, în inima ținutului Huțul sau în mirificul tărâm dintre păduri, cum îmi place mie să spun, unde am învățat cum se înmulțesc talanții și cum trebuie să înflorești în locul în care ai fost sădit.
aici, an la rând, am strâns obiecte pe care și-au lansat amprenta Huțulii, punând bazele unei colecții etnografice alături de familia mea, pentru că, da, în spatele unui copil lumină se află un părinte soare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care a fost atât de generos să facă din mine un om care dintr-o dată primește atât de multă laudă și atât de multă simpatie din partea dumneavoastră. Sunt și eu un om care dau mult, mult suflet și multă inimă și vă mulțumesc că ați venit să descoperiți și să descoperim împreună frumusețea ale Huțulilor. Permanența Consiliului Eparhial Suceava a hotărât conferirea celui mai înalt ordin eparhial pentru două persoane, o apropiată de-a bisericii, dar și de-a înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, doamnei profesor, etnolog, Angela Pauliu Colariu. Această distincție, acest ordin eparhial, se acordă pentru remarcabila activitate depusă în sânul bisericii și a comunității. Și permiteți-mi, doamna profesor, Angela, să primiți din partea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic Ordinul Crucea Bucovinei. Același Ordin Crucea Bucovinei, presupun că știți cui o să-l acordăm, dar vreau să aduc în atenția dumneavoastră înainte faptul că în anul 2021, prin purtarea de grijă înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, văzând dragostea față de tradițiile noastre nepieritoare strămoșești a domnului Paul Torac, îi confeream la hramul bisericii din Brodina, la data de 8 ale lunii noiembrie, Ordinul Eparhial Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, un ordin exclusiv cultural. Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, văzând frumusețile etniei Huțule, dar și dragostea domnului Petru Paul Torac, mi-a sugerat să ai grijă să-i dăm cel mai înalt ordin dânsului, pentru că arată cu adevărat că este un fiu fidel bisericii noastre strămoșești prin ceea ce face și lucrează. Și iată, se acordă cu binecuvântare în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic Ordinul Crucea Bucovinei domnului Petru Paul Torac pentru remarcabilă activitate în slujirea bisericii și comunității. Vă felicităm! Chiar dacă prin bunăvoința lui Dumnezeu l-am prieten pe Părintele Constantin, n-am știut nimic. Am fost destul de emoționat zilele acestea și mai cu seamă astăzi, dar văd că Părintele Constantin a ținut neapărat să mă emoționeze mai tare. Mulțumesc înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru ordinul conferit. Sper să-l merit. Și vreau să-i asigur că atât timp cât voi sta în Bucovina, adică permanent, îmi voi da silința să scoatem la lumină frumusețile timpului trecut. Și sper eu să reușim, pentru că bucuria mea este că oamenii tineri, colegii mei sau generația mea, se apleacă foarte mult spre autenticitate, mai cu seamă pentru faptul că au început să poarte costumele populare autentice, au început să înțeleagă simbolurile și motivele care sunt așezate pe straile populare, pe vășmântul popular, cum îmi place mie să spun, și mai cu seamă mă simt binecuvântat de Dumnezeu să vă am alături, iar la sfârșit vreau să vă invit să descoperiți și poveștile obiectelor care apar în album, la Brodina, la colecția noastră etnografică. Domnul Sebastian Pitic ne va interpreta acum balada lui Ciprian Porumbescu. După cum s-a spus, marele geniu este născut într-un sahuțul la șipătele Sucevei. Vă mulțumesc!
Ei, doamnelor și domnilor, vă întrerupem puțin pentru că am ajuns la momentul concursului nostru. Astăzi puteți câștiga un CD Paul Ananie, Hai da Hai, la Maramu, dacă răspundeți corect la următoarea întrebare. Care este titlul cărții lansate de prietenul nostru drag, Petru Paul Torac? Despre asta a fost toată emisiunea, nu este foarte greu, așa că dați fuguța pe Facebook, unde veți găsi postare cu această întrebare. Acolo la postare răspundeți în comentarii, iar cel care răspunde sau cea care răspunde corect, primul sau prima, primește CD-ul Paul Ananie, Hai da Hai la Maramu. Așadar, întrebarea este... care este titlul cărții care s-a lansat la Suceava, scrisă de prietenul nostru Petru Paul Torac. Hai! Emoțiile au trecut, evenimentul s-a încheiat cu mare succes. Cum te simți, dragă Paul, și cum i-a fost experiența lansării celei de-a treia carte? Sunt bucuros și fericit că, iată, ne-a ajutat Dumnezeu să lansăm și cea de-a treia carte închinată huțurilor și mai cu seamă pentru faptul că sala a fost plină și mă bucură faptul că a fost foarte mult tineret în public, tind să cred că vor aprecia generațiile următoare munca pe care am depus-o pentru a scoate la lumină obiecte care aparține tinei huțule pe care și-au lăsat amprenta oamenii munților huțulii. Iată, ne-am bucurat foarte mult să fim alături de tine astăzi la lansarea cărții Tezaur Huțul, o carte la care știu că ai pus foarte mult suflet și uite că astăzi am reușit să fiu astăzi îmbrăcat aproape în totalitate în huțul, datorită ție, port cu cinste această cămașă pe care mi-ai făcut-o cadou acum multă vreme și pentru care îți mulțumesc în mod public, pentru că o parte din sufletul tău se află în Maramureș și o parte din Maramureș se află și în colecția ta, ai primit, nu mai zicem, de la mama bună, o parte din sufletul bunicii mele, așa cum o știm noi cu toții și ne place să o numim mama bună. Ne bucurăm încă o dată pentru toate reușitele tale și aș vrea să menționăm că astăzi ai fost fericitul primitor al unui premiu. Un premiu extraordinar de important din partea bisericii, un premiu care este cea mai mare distinție care se poate acorda unui mirean, Crucea Bucovinei. Cum te simți? Sunt încântat că, iată, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în alt preasfințitul calinic, a avut încrederea de a oferi unui tânăr cel mai înalt ordin al eparhiei. Mă motivează și mă oblig în același timp să lucrez cu timp și fără timp, cum de altfel se lucrează și la biserică, pentru a scoate la lumină frânturi din frumusețea timpurilor trecute. La fel vreau să amintesc faptul că până să iasă din tipografie, ca să spun așa, albumul, au fost mulți ani de muncă, a durat ceva timp până am strâns toate obiectele pe care le prezentăm în albumul de față și sunt bucuros că a fost memorabilă prima ta venire la Brodina datorită cămășii pe care o porți și sunt bucuros că o porți și că ți amintești de fiecare dată de Huțul și de Brodina. La fel sunt și eu mulțumit și mulțumesc mamei bune pentru dar, dar și ție pentru că a noastră colecție s-a îmbogățit cu o cămașă autentică huțulă pe care mi-a dăruit-o Paul, găsită probabil întâmplător sau nu. Culmea, Sighetul Marmației. În Sighetul Marmației a revenit înapoi pe meleagurile huțule. Sunt încântat că ați avut posibilitatea să ajungeți astăzi la Suceava și mă rog bunului Dumnezeu să vă țină sănătoși, să prezentați lumii întregi frumusețile etnografice, de ce nu, ale țării noastre. Îți mulțumim pentru urare și îți mulțumim că și prin intermediul tău putem să prezentăm aceste frumusețe etnografice, în special ale huțulilor. Cămașa de care pomeneai este în carte, așa că cei care sunt curioși o pot căuta în albumul Tezaur Huțul, dar pot să vă spun cu siguranță că nu tot ce are Paul în colecție se află în carte, așa că pentru restul colecției vă invităm, nu-i așa, la Brodina. Într-adevăr, obiectele sau fiecare obiect care apare în albumul lansat astăzi are câte o poveste și pentru a afla fascinanta poveste a obiectelor, vă așteptăm în mirificul tărâm dintre păduri la Brodina. Îți mulțumim, Paul, că ai reușit să aduci aceste frumuseți în fața oamenilor, să le cunoască publicul larg.
Noi te felicităm pentru acest album și îți urăm mult succes în continuare. Mulțumesc și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și sunteți alături mereu de oamenii care promovează valorile neamului românesc. Ei, doamnelor și domnilor, asta s-a întâmplat astăzi. Ai ajuns și mea ta la Suceava? Eu eram la Suceava, dragă Paul, pentru că am fost până la bunica, mi-a făcut bunica balmoș, am mâncat cu pampuște, am mâncat cu ochiroaște. Tu ai mâncat ceva azi? Na bine, te ieri de data asta n-am mâncat, dar știu că mi-ai adus tu, că altfel dacă nu mi-ai fi adus, nu te mai primeam înapoi. Ți-am adus, Paul, și le ofer în dar și tuturor celor ce ne urmăresc, pentru că avem din belșug, dar înainte de asta le oferim CD-ul cu Paul Ananie, Haida, hai la Maramu, celui sau celei care a răspuns corect la întrebarea pusă adresată de Paul. De mine, așa este. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi. Sperăm că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat. Noi ne-am bucurat foarte mult să fim la Suceava. Ți-am promis că mă duc la Suceava și m-am ținut de promisiune? Da, așa este și îmi place că de fiecare dată te ții de promisiune și mi-a plăcut și mai mult pentru că, iată, te-ai revăzut cu prietenul nostru drag, Paul Torac, pe care îl salut și eu și îi spun că îl prețuiesc din toată inima. Ne bucurăm tare mult că ați fost alături de noi. Până duminica viitoare să știți că puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră pe adresa redacției și pe pagina noastră de Facebook, Magazin Folcloric, dar vă așteptăm să ne revedem duminica viitoare de la ora 14 pe Trinitas TV. Paula Ananie și Andreea Haisan vă urează toate cele bune!